Bun venit tuturor! În acest clip, aș dori să explic o modalitate simplă în care poate fi folosit catehismul. Acesta nu este singurul catehism disponibil acum pe piață, dar este cel mai ușor de procurat. Puteți intra pe Corpus Reformatorum, pe site-ul acesta, și puteți primi acest catehism pentru copii. Este în ediția a doua, care conține și versete la fiecare întrebare, fiecare set de întrebare și răspuns, este format din 145 de întrebări și răspunsuri. Da? El are șase părți. Prima parte este întrebări despre Dumnezeu și păcat. A doua parte întrebări despre cele 10 porunci, a treia parte întrebări despre mântuire, a patra parte întrebări despre rugăciune, a cincea parte întrebări despre cuvânt, biserică și rânduiel, adică cina Domnului și botez, și a șasea parte întrebări despre ultimele evenimente ale lumii, adică escatologie. Un catehism este foarte util datorită faptului că el îți creionează o imagine largă despre învățătura creștină. Da? În timp ce atunci când treci tu prin scriptură și iei tot felul de istorioare, aproape sigur vei rata învățăturile fundamentale ale Cuvântului Dumnezeu. Și catehismul ăsta te-a te avut. -ă. El așa a fost proiectat de la bun început, de cei care au proiectat catehismele, ca să îți dea esența învățăturii creștine. Da? Este responsabilitatea părinților să facă lucrul acesta față de copiii lor. Ăsta poate fi folosit de părinți, nu doar, nu doar de părinți, ci și de educatori. Acest catehism eu l-am dat ca bonus împreună cu setul de cărți despre familie pe care eu l-am scris, și anume patru cărți, stocul deocamdată este epuizat. Dacă va exista cerere, atunci vom mai comanda și vom mai tipări uh, uh, un set. Ok, uh, aș vrea să vă dau un exemplu. Cum procedăm noi? Nu spun că acesta este singurul mod în care poate fi folosit catechismul. Poate unele persoane au modalități mai intuitive, mai creative, mai inteligente, mai bune, mai biblice, mai. Cum vreți dumneavoastră, decât acesta, slavă Domnului, bine ar fi ca aceștia să împărtășească cu alți părinți. Eu am fost foarte uh, impresionat de cererea mare de, de catehism care a existat în săptămâna trecută, uh, prin oferta pe care am făcut-o. Da, Catehismul acesta a fost dat bonus. Noi l-am primit de la Asociația Corpus Reformatorum și l-am dat uh, împreună cu cărțile despre familie, cum am spus. Dar să intrăm uh, uh, în pâine, cum se spune. Da? Întrebarea numărul 1, de exemplu, noi ne aflăm seara cu copiii, la părtășie, cântăm de obicei o cântare sau pot să cânt două cântări și atunci câteodată trecem prin scriptură, prin anumite pasaje, câteodată mergem prin catehism. Când mergem prin catehism, eu conduc părtășia aceasta de seară și catehizarea și lucrurile funcționează cam așa. Ajungem la întrebarea numărul 1 și pun întrebarea. Cine te-a creat? și las pe copii să răspundă, oricare dintre ei. Dumnezeu vor spune ei, da? Aici este un răspuns mai frumos formulat, Dumnezeu m-a creat. Ei, tu poți să închei aici, să treci la următorul, următoarea întrebare din o câteodată facem mai multe întrebări și dacă îți faci mai multe întrebări, atunci ai pun pe copii să răspundă pe rând, nu lasă să intre unii peste alții, ca fiecare să aibă posibilitatea să răspundă. Dacă sunt întrebări mai complicate, îi ajut cu întrebări adiționale pe lângă întrebarea din catehism ca el să poată răspunde la întrebarea respectivă. Dacă întrebarea este foarte simplă și el dă un răspuns aproximativ, eu îi confirm răspunsul, așa este. Uitați cum spune catehismul: Dumnezeu m-a creat. Da? Îi zic, de unde? Dacă vrei să insisti mai mult pe întrebarea respectivă, pentru că o consider importantă. Poți să pui întrebări adiționale. De exemplu, tu întrebi prima întrebare, cine te -a creat? Copilul răspunde, Dumnezeu m-a creat. Sau răspunde, Dumnezeu. Tu poți să întrebi, de exemplu, de unde știi că Dumnezeu te-a creat? Și el probabil îți va spune, știu pentru că așa scrie în Biblie. Știi vreun verset din Biblie care spune că Dumnezeu te-a creat? Unde ai citit un în Scriptură? Sau cum ai auzit? De unde ai auzit? Să aduce aminte vreun eveniment din Biblie? Sau vreun loc în Biblie în care Dumnezeu ne-a spus, ne-a învățat lucrul acesta? Și el s-ar putea să știe. Da, când Dumnezeu a creat animalele, lumea și așa mai departe, după ce l-a creat pe om, Dumnezeu a zis. Da? E posibil să-ți răspundă așa. Dacă îți răspunde corect sau nu îți răspunde corect sau îți răspunde aproximativ, tu spui, iată unde spune Biblia lucrul acesta. În Geneza 1 cu 26, apoi Dumnezeu a zis să facem om după chipul nostru, după asemănarea noastră, el să stăpânească peste pești mării, peste păsările celui, peste vite, peste tot pământul și peste toate teritoriile care se mișcă pe pământ. Da? Geneza 1 cu 26. Este bine ca să susții și ăsta este lucru bun la varianta a doua a acestui catehism, să susții fiecare răspuns la întrebare cu un text din Sfânta Scriptură. Da? Noi vrem să fundamentăm, să creăm un reflex, o intuiție în copiii noștri, în care ei atunci când oferă, sau prin care ei atunci când li se oferă un răspuns sau li se oferă o întrebare sau se dă o explicație, ei, din reflex, da, să aibă o intuiție sfințită de Duhul sunt, din reflex, să apeleze la scriptură, da? să caute justificare biblică, să caute argumente biblice, ei vor crește mari și lucrul să va fi fundamental, pentru că vor auzi zeci de învățători, zeci de învățători și așa mai departe, și ei trebuie să se uh, bazeze pe uh, cuvântul lui Dumnezeu. Apoi, întrebarea numărul 2. Pui pe celălalt copil dacă ai mai mulți copii, noi avem trei băieți, ce a mai creat Dumnezeu? O sugestie pe care vă dau, la noi cel mai mare băiat are 9 ani, cel mai mic are 4 ani jumătate. El de obicei nu prea știe răspunsurile și le au de la ceilalți, dar vreau să răspund și eu. Și eu îl încurajez da, să răspundă fie odată cu ceilalți, fie uh, când ajunge la întrebarea lui, eu îl ajut pe el. Ce a mai creat Dumnezeu? Și el începe să spună lucruri pe care l a mai creat Dumnezeu. Bravo! Așa este. Dumnezeu a creat copaci, Dumnezeu a creat animale. Depinde ce răspunde el. Dacă el spune Dumnezeu a, a creat toate lucrurile, acesta este și răspunsul din Catehis. Dumnezeu a creat toate lucrurile. Da? Și dăm uh, un text din Sfânta Scriptură. Aici avem Geneza 1 cu 1, de exemplu, la început, Dumnezeu a făcut cerurile și pământul. Și explici copiilor când spune pământul se referă la absolut, da? La absolut toate lucrurile. Sau citezi din Coloseni, unde spune că Dumnezeu a făcut uh, prin Hristos absolut toate lucrurile. Apoi, de exemplu, te ajungem la întrebarea 3. De ce te-a creat Dumnezeu pe tine și de ce a creat El toate lucrurile? Aici, cel mai probabil, dacă nu ați mai trecut prin catehism, dacă n-ați avut discuția aceasta, s-ar putea ca ei să nu știe exact răspunsul, dar s-ar putea să știe. Depinde la ce fel de învățături au fost expuși. Aici spune Dumnezeu m-a creat pe mine, precum și toate lucrurile, pentru propria sa glorie. Foarte probabil că pruncii nu vor ști depinde de vârsta lor acum, nu vor ști ce înseamnă glorie și tu va trebui să spui lucrul acesta, poți să folosești o imagine. Cum ți se pare că arată o floare? El copilul îți va spune, e foarte frumoasă. Asta, într-un fel, arată ceva despre gloria ei. Este ceva ce în însăși floarea respectivă se vede o frumusețe, o slavă, o glorie, o strălucire. Da? Și atunci ai putea să apelezi la diverse metafore, diverse imagini, diverse lucruri din lume pentru a vorbi despre frumusețe sau despre strălucire sau despre slavă sau despre gloria lui Dumnezeu. Și atunci, da? Dacă toată lumea. Ce vă sugerez? Să explicați puțin anumite lucruri, da? Să nu rămâneți pur și simplu fixați în întrebările acestea, pentru că rolul nu este ca el să treacă copilul prin toate întrebările astea și să știe răspunsurile de rost, ci el să fie imersat cu mintea lui în răspunsurile acelea, el să să fie atras de răspunsurile acelea, da? el să rezoneze cu răspunsurile acelea, cu învățătura pe care tu o dai. Da? Deci tu nu vrei niște întrebări și răspunsuri rostite ca de la papagal la papagal. Deci nu asta îți dorești. Da? Și atunci, de exemplu, când vorbești despre glorie, du pe copil în natură și fără să înțeleagă că în toate lucrurile se vede gloria și frumusețea lui Dumnezeu. Și dacă toate lucrurile sunt așa de frumoase, cât de frumos, cu cât mai frumos cu atât mai mult trebuie să fie Dumnezeu frumos dacă toate lucrurile sunt așa de minunate și de strălucitoare și așa mai departe. De asemenea poți vorbi despre copii că ei sunt invitați de Dumnezeu să se bucure de creația lui Dumnezeu și în felul acesta bucurându-se de creația lui Dumnezeu să-L recunoască pe Dumnezeu în toate lucrurile de care ei se bucură. Pot să-L întrebe pe copii, care sunt lucrurile de care voi vă bucura recent? Poate de un mers la munte sau la mare sau de o mâncare bună. Ei, prin toate lucrurile acestea, uh, ei trebuie să-L vadă pe Dumnezeu. Și tu să le vorbești prin lucrurile acestea, uite, asta arată cât de minunat este Dumnezeu că a făcut un fruct atât de gustos. Cât de minunat este Dumnezeu că a creat un peisaj atât de frumos. Da? Mi-a duc aminte la un moment dat uh, că un de meu l-a întrebat pe unul din băieții noștri, zice, băi Natane, de ce a creat Dumnezeu, de ce, crea, de ce te-a creat Dumnezeu pe tine? Și el a Dumnezeu a creat ca să mă duc în cer. Și zice, bine, bine, te-a creat ca să te duci în cer, dar uite, deocamdată ești pe pământ, de ce te-a creat Dumnezeu? Era undeva în fața casei, el s-a uitat așa și a zis, Dumnezeu m-a creat ca să mă bucur de lumea lui, ca să mă bucur de lumea lui. Și așa este, da? Acestea sunt câteva sugestii generale pe care vi le dau în folosirea catechismului pe care eu le-am extras din experiența mea. Cu siguranță există modalități diverse de a adapta Folosirea unui catehism, și uh, cu siguranță unii ar putea să dea sfaturi mai bune decât acestea pe care eu vi le-am dat. Încercați să folosiți atâtea întrebări cât nu vă plictisi copiii, încercați să folosiți atâtea întrebări cât uh, sunt potrivite pentru timpul în care faceți catehizare, de exemplu dacă e seară, copiii foarte probabil că vor fi obosiți, da. încercați să folosiți atâtea întrebări cât vedeți dispoziție și deschidere la copii. Aici trebuie să fiți foarte atenți, pentru că uneori, în anumite seri, copiii nu vor avea chef de nimic, da? ei vor vrea să-și facă lucrurile lor și așa mai departe. Nu vă lăsați, nu intra sub tirania emoțiilor și plăcerilor și chefului și apucăturilor copiilor. Da? Deci fiți foarte atenți în privința aceasta și fiți consecvenți. La un moment dat, copiilor le va intra în sânge și dacă faceți setul de întrebări interactiv, copiii vor dori ei să mai discute despre lucrurile acestea și să uh, discute din catehism. Uh, catehismul ăsta are și avantajul că are anumite imagini pe fundaj, copiii s-ar putea să se uh, uite la ele, să fie atrași de ele, să facă anumite observații pe imaginile acestea. Uh, da, eu sper, eu sper, ca să se publice mai multe catehisme. Uh, așa încât noi am înce în început, de exemplu, cu un catechism reformat uh, prezbiterian. Și copiii au simțit diferența când am trecut la catehismul acesta, da? Eu cred că e bine să alternăm cu anumite catehisme care sunt similare în învățătura lor, măcar la modul general, să alternăm cu ele și s-ar putea ca la unii copii să prindă mai bine un anumit catehism, la celălalt copil să prindă mai bine alt catehism. E bine să alternezi. Important e învățătura cuvântului Dumnezeu să avungă în mintea și în sufletul copiilor noștri. Nu faceți lucrul acesta mecanic, vă rog. Nu faceți lucrul acesta mecanic, nu vreți copiii voștri să fie niște papagali religioși, vă repet. Nu faceți lucrul acesta mecanic pentru că nu, nu vreți, ca uh, pruncii voștri doar să învețe pe de niște lucruri. Nu faceți lucrul acesta mecanic, nu vreți ca copiii voștri să ajungă să urască catehizarea. Nu faceți mai mult decât trebuie, fiți sensibili, aveți tac, aveți înțelepciune, uh, înțelegeți bine care este momentul din zi în care faceți. Vedeți predispoziția copiilor. Dacă copiii, de exemplu, insistă uneori să faceți mai mult, nouă ni s-a întâmplat, din catehiz faceți mai mult, chiar dacă sunteți obosiți. Da? Profitați de momentele în care copiii sunt deschiși la catehizare. Aș îmbina două concepte care ar trebui să cârmuiască procesul acesta. Consecvență, constanță, să nu intri sub tirania copiilor niciodată, constanță și în același timp adaptabilitate adaptați-vă la momente, adaptați-vă la situațiile prin care trec copiii voștri, adaptați-vă la uh, uh, starea în care ei se găsesc, adaptați-vă la situațiile în care voi vă găsiți. Unii s-ar putea să pentru o zi două catechismul ca să discutați anumite probleme reale de care sunt în familia voastră și care știți sigur că trebuie uh, discutate, da? Lăsați pe Dumnezeu să întrerupă uh, obiceiurile noastre, da? Acestea fiind spuse, sper să vă fi fost de folos. Eu voi lăsa secțiunea deschisă la comentarii. Dacă voi găsi întrebări foarte importante și provocatoare pentru mine și pe care le consider uh, că reprezintă preocuparea multor altor părinți, voi încerca să răspund la ele separat în clipuri diverse. Dacă voi putea să răspund rapid la întrebările acelea pe scurt în secțiunea de comentarii, voi face lucrul acesta. Sper să vă fi fost de folos. Dumnezeu să vă binecuvânteze pe toți. La revedere!